Mă numesc Victor Negrescu. Sunt membru în Parlamentul European și sunt europarlamentarul care a adus cei mai mulți bani europeni în țara noastră. Vorbim de 9,3 milioane de euro. Sunt convins că avem și în Parlamentul României nevoie de oameni care să reprezinte așa cum trebuie interesele județului Neamț. Un om în care cred este domnul Ciprian Șerban. Un tânăr cu experiență antreprenorială, un tânăr care poate face mai multe pentru județul dumneavoastră. Eu și colegii mei, socialiști europeni, îl sprijinim, pentru că credem într-adevăr că avem nevoie de oameni deschiși la minte, oameni cu mult potențial, oameni cu multe idei, oameni care într-adevăr se vor lupta pentru a promova și susține interesele județului dumneavoastră.